Ne aflăm la o săptămână distanță față de cea mai așteptată perioadă din an în materie de FIFA, apariția echipei Team of the Year, și este cea mai potrivită perioadă, așa cum v-am mai spus, să vă cumpărați FIFA Points, iar cel mai potrivit loc este eneba.com. Găsiți chiar acum link în descriere, o să găsiți FIFA Points pentru Xbox One, PS4, PC, plus multe alte jocuri sau coduri promoționale, și mai mult de atât, dacă folosiți codul Tudor Buțan, aveți încă 3% reducere la absolut orice produs, așadar vă invit chiar acum să mergeți în descriere și să vă uitați pe site-ul lor. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod la mine pe canal. Este o nouă zi de marți și așa cum v-am promis, în fiecare început de săptămână voi posta un episod despre FIFA sau despre fotbal, iar la această serie de astăzi aș vrea ca voi să votați dacă vreți să continuăm cu aceste episoade retro sau să nu continuăm, așadar dacă reușim să strângem 1800 de like-uri până săptămâna viitoare sau poate chiar 2000 de like-uri, marțea viitoare voi posta un nou episod despre o altă echipă pe care voi o veți vota chiar acum în comentarii. Dacă nu se strâng, nu este niciun fel de problemă, eu tot voi posta un video, dar cu alt subiect. Așa cum ați văzut și în titlu, astăzi ne vom întoarce cu 13 ani în urmă și vom vedea ce super echipă aveau cei de la Manchester United în anul 2008 și vom compara toți jucătorii de atunci cu lotul actual din anul 2021. Și începem cu portarul legendar al diavolilor, este vorba despre Edwin van der Sar, actual director executiv la clubul Ajax Amsterdam. În anul 2008, el avea 36 de ani și deja bifase 142 de meciuri, iar în prezent el este înlocuit de David De Gea, spaniolul care nu trece tocmai printr-o perioadă foarte bună. Știm cu toții că în sezoanele anterioare De Gea a jucat mult mai bine și a avut chiar și un card de 91 în jocul FIFA, și acest card de 86 este total meritat, având în vedere performanțele lui din sezonul anterior. Trecem la apărare și vorbim despre unul dintre cei mai buni fundași centrali avut de echipa Manchester United, înaltul Rio Ferdinand, de 1,90 m. La 28 de ani deja jucase 267 de meciuri și nici nu vreau să-l compar cu Maguire, actualul fundaș central al diavolilor, un card de 82 pentru el cu 50 pace. Poate că nu ar avea 50, dar mai mult de 60 pace nu ai cum să-i dai lui Maguire în comparație cu Rio, care era unul dintre cei mai rapizi fundași centrali și cei mai agresivi. Și dacă tot vorbim de agresivitate, nu puteam să nu continuăm cu Nemanja Vidić, un alt fundaș înalt de 1,90 m. Ei bine, aici se poate compara Vidić cu Lindelof, poate și la fizic, seamănă puțin între ei, dar și la viteză, Lindelof fiind un fundaș ceva mai rapid. La vârsta de 26 de ani, Lindelof a jucat 95 de meciuri, iar Vidić, la vârsta de 25 de ani, jucase 98 de meciuri pentru cei de la Manchester United. Un alt fundaș central din istoria clubului este Mikel Silvester, care a jucat un an și pentru cei de la Inter Milano și 2 ani pentru cei de la Arsenal Londra, dar majoritatea carierei el a jucat pentru cei de la Manchester United. La vârsta de 29 de ani în anul 2008, el a părăsit clubul, dar a jucat 261 de meciuri pentru ei, vorbind din nou despre un fundaș destul de rapid, ceva mai scund față de Vidić și de Ferdinand, și îl putem compara cu ușurință cu un alt fundaș central actual tot la fel de rapid, este vorba despre Bailly. Continuăm această listă selectă din anul 2008 cu Patrice Evra și cu acest card Icon de 89 pe care ni-l doream cu toții în acest început de sezon la FIFA 21. Din păcate, cei de la EA Sports l-au ales doar pe Ashley Cole, dar cine știe, poate că în sezonul următor la FIFA 22 îl vom avea și pe Patrice Evra, un jucător destul de cunoscut chiar și astăzi pe paginile de social media, unde el postează videouri amuzante și momentan este înlocuit de noul transfer al celor de la Manchester, Telles, care poate, cine știe, va ajunge la performanțele lui Evra. Terminăm cu apărarea și l-avem pe Gary Neville, fotbalistul care a jucat doar pentru o singură echipă toată cariera lui. La 32 de ani jucase 541 de meciuri, înlocuitorul lui actual este Wan-Bissaka, un tânăr fundaș de doar 23 de ani, cu doar 68 de apariții față de Gary, care cine știe, să ne așteptăm și din partea lui la un card Icon în viitoarele ediții de FIFA. Trecem mai departe și vorbim despre doi mijlocași care seamănă extrem de mult.
Anderson tocmai se transferase în anul 2007 de la cei de la FC Porto, iar în anul 2008 deja bifase 38 de meciuri în tricoul diavolilor și vorbim totuși despre un jucător destul de ofensiv în comparație cu Fred, care este un jucător box-to-box foarte bun atât pe partea ofensivă, dar și pe partea defensivă, având doar 27 de ani. Owen Hargreaves este un mijlocaș englez, culmea, crescut de cei de la Bayern München. El a jucat 10 ani pentru această echipă și a fost transferat la cei de la Manchester în anul 2007. Din păcate, nu a avut cele mai bune evoluții, el jucând doar 27 de meciuri și marcând doar 2 goluri. În schimb, scoțianul McTominay este un jucător crescut de Academia celor de la Manchester, care joacă foarte bine, un pasator de excepție care va rămâne în istoria celor de la Manchester, dar și în istoria Angliei, este Michael Carrick, care în anul 2008 a reușit să câștige trofeul UEFA Champions League alături de Manchester. La 25 de ani deja jucase 101 meciuri și cariera lui avea să continue până în anul 2018, încă 10 ani. În prezent, el este înlocuit de Paul Pogba, un mijlocaș la fel de înalt ca și Carrick, 1,91 m, ceva mai ofensiv decât el și ceva mai spectaculos, și putem compara pasele acelea lungi ale lui Carrick cu pasele actuale ale lui Paul Pogba. Și nu puteam să terminăm cu mijlocașii fără să vorbim despre un jucător istoric pentru această echipă. Paul Scholes a îmbrăcat tricoul celor de la United timp de 20 de ani, un jucător 100% fidel, care în cele 570 de meciuri pe care le avea jucate în anul 2008 reușise să marcheze peste 100 de goluri. Actualmente, un potențial înlocuitor ar fi Van de Beek, noul transfer al celor de la United, care momentan mai are de mâncat, așa cum spunem noi, pentru a ajunge la performanțele lui Paul Scholes. Și am ajuns să vorbim despre un jucător care încă activează în prezent la echipa Orlando City și chiar a avut un card special la FIFA 21, acel card de 84 Foot Frizzy. Nani, în anul 2008, activa pentru naționala Capu Verde, o frumoasă țară din Africa, dar între timp știm cu toții că s-a naturalizat și a jucat foarte bine mulți ani pentru naționala Portugaliei. L-am comparat cu James, actualul mijlocaș în vârstă de 23 de ani, care momentan nu se ridică la performanțele lui Nani și nu cred că o va face curând, el având meciuri slabe în tricoul diavolilor. Și pe aceeași poziție cu Nani îl avem pe Ryan Giggs, care la 32 de ani mai avea să joace încă 6 ani până la vârsta de 38 de ani, un alt fotbalist care și-a dedicat viața pentru acest club și a jucat doar pentru această echipă. Un potențial înlocuitor în viitor pentru Giggs ar fi Greenwood, care are doar 19 ani în prezent și deja a jucat 72 de meciuri, reușind să marcheze 11 goluri. Trecem mai departe și vorbim despre posibilul tată al lui Son de la Tottenham, Ji-Sung Park, unul dintre puținii coreeni din Premier League, a jucat timp de 7 ani pentru Manchester United, dar din păcate performanțele lui nu s-au ridicat la nivelul acestei echipe, el marcând doar 19 goluri în acești ani. La fel și Lingard, un jucător care nu strălucește deloc la această echipă, el nici măcar nu mai prinde primul 11 și cel mai probabil va fi transferat în cel mai scurt timp. Trecem la atacanți băieți și vorbim despre Carlos Tevez, un fotbalist care și-a anunțat retragerea în această iarnă. Cine știe, poate ne așteptăm din partea celor de la EA Sports să-i creeze și lui un card icon, dar până atunci ne uităm la cardul lui din FIFA 2008 cu 85 pace, 90 dribbling și 88 shooting și acel 77 physical este total meritat și uitându-ne în prezent îl vedem pe Cavani, care este așteptat să fie introdus în jocul FIFA, el încă nu are un card în joc, dar din păcate nu cred că va fi un jucător folosibil, având doar 73 pace, 77 dribbling și 85 shooting. O altă asemănare izbitoare din acest episod este cea lui lui Zaha, fostul atacant al acestei echipe, care s-a transferat în anul 2008 la cei de la Everton. Din punctul meu de vedere, Anthony Martial este peste acest atacant francez și are timp să demonstreze în continuare că este un super atacant, având doar 25 de ani. Ne apropiem de finalul acestui episod și nu puteam să-l uităm pe Wayne Rooney, care la 21 de ani era o bestie, atât în viața reală cât și în jocul FIFA. Era o plăcere să-l folosești pe Wayne Rooney acolo
acolo în atac cu celor de la Manchester, îl putem compara cu Bruno Fernandes, care și el se află într-o formă excelentă, marcând 19 goluri în aceste 47 de meciuri, și aici puteți vota și voi care ar fi preferatul vostru dintre Wayne Rooney din anul 2008 și Bruno Fernandes din prezent. Și dacă tot vorbeam despre Wayne Rooney, de menționat că era unul dintre preferații lui Sir Alex Ferguson, cel mai longeviv antrenor al acestei echipe, el antrenând nici mai mult, nici mai puțin de 27 de ani, vârsta mea actuală, în prezent are 79 de ani și momentan la această echipă antrenează un fost elev de-al lui care în anul 2007 s-a transferat de la cei de la United, este vorba despre Ole Gunnar Solskjaer. Și nu puteam termina acest episod decât cu fotbalistul care m-a făcut să mă îndrăgostesc de această echipă, Cristiano Ronaldo, în momentul în care a fost introdus în teren în anul 2003, ne-a făcut pe toți să ne îndrăgostim atât de fotbal, cât și de spectacolul pe care îl oferea pe teren în acea perioadă. La 22 de ani deja jucase 239 de meciuri și se pregătea de transferul la Real Madrid din anul 2009. În prezent, Rashford putem spune că îi poate călca pe urme lui Ronaldo, el jucând 241 de meciuri la 23 de ani, marcând peste 20 de goluri în acest sezon. Așadar, băieți, aici se termine episodul în care ne-am întors în timp 13 ani și am văzut cum arăta echipa celor de la United și cum arată în prezent. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, haideți să apăsăm pe butonul de like, să facem acolo 1800 de like-uri sau poate chiar 2000 de like-uri și eu voi continua cu această serie și săptămâna viitoare. Haideți să apăsăm și pe butonul de subscribe să facem 55.000 de abonați. Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!